singurul mesaj pe care l-a avut Domnul Isus, a fost împărăția lui Dumnezeu. O nouă epocă în istoria omenirii, numită epoca împărăției lui Dumnezeu. Domnul Isus a adus aici împărăția lui Dumnezeu să se facă pe pământ canceruri în În actuala istorie Nu-i șocantă peste asta? Abia așteptăm să aflăm, nu? Mai departe. Am început un curs intitulat Împărăția lui Dumnezeu aici și acum. Unii consideră că împărăția lui Dumnezeu e. Poate o expresie metaforică, poate așa, un fel de a vorbi. Alții încearcă să spună asta va fi cine ști când, în ce perioadă. Noi o luăm exact așa cum scrie. Domnul Isus a venit să aducă împărăția lui Dumnezeu aici și după ce a adus-o a făcut anunțul fundamental din Luca 16 cu 16. Legea și prorocii au ținut până la Ioan Botezătorul. De atunci se proclamă împărăția lui Dumnezeu și cei care vor să intre în ea trebuie să dea nevală. Expresia asta, să dea nevală, are o foarte mare uh, putere în limba greacă, să o ia cu asediu, să o ia cu asalt, să facă tot ce e posibil să intre cumva în ea. Pentru că intrarea în împărăția lui Dumnezeu nu e un lucru simplu. În primul rând, trebuie să ieși de sub. Stăpânirea celui rău, ieși din împărăția lui ca să treci în împărăția lui Dumnezeu. Și nici lucrul acesta nu e simplu. Vom explora, deci, în ora aceasta, această temă de bază, intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Aici și acum. În așa fel încât să căpătăm cetățenie cerească. E mare lucru când ajungi într-o țară mai bună și capezi cetățenia acelei țări. Și e, tremuri de bucurie am reușit să capăt cetățenia. Noi ar trebui să avem aceeași aceeași fiori de emoție și de enorm privilegiu. Am căpătat cetățenia cerului. Cetățenia noastră este în ceruri. De unde și așteptăm pe Domnul Isus Hristos. El ne-a învățat că împărăția e aici, e acum și noi trebuie să intrăm în ea. Așadar, trecerea nu este simplă și nu este ușoară. În primul rând, nu e simplă și nu e ușoară pentru Dumnezeu însuși. El a trebuit să facă ceva extraordinar ca să facă posibilă trecerea el trebuia să anuleze dreptul lui Satan de a ne ține. Și în același timp, el trebuia să rezolve problema justiției lui divine, care spunea, nu poți să-l declari drept pe unul nedrept. Nu poți să-l primești la tine când justiția ta spune, plata păcatului e moartea. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit, m-a dat, dat pe mine deoparte și s-a așezat el pe cruce și a spus, pentru că te iubesc, mor eu moartea ta. Eu am murit față de justiția divină. Justiția divină a fost împlinită când Domnul Isus a murit și cu el am murit eu pentru că Dumnezeu ne-a făcut una. Întotdeauna trebuie să vedem unde e plasată crucea Domnului Isus. Să vizualizăm două împărății, împărăția lui Satan și împărăția lui Dumnezeu și în mijloc între ele crucea, prin care scap de satan și intru în împărăția lui Dumnezeu. Acesta este rolul crucii, să mă răscumpere din robia lui satan și să mă împace cu justiția lui Dumnezeu și să facă posibil să intru ca cetățean în împărăția lui Dumnezeu. Dar, cu toate că Dumnezeu a făcut atât de mult ca să fie posibilă această trecere, Dumnezeu nu mă trece fără voia mea. Un lucru pe care trebuie să-l știm este că Dumnezeu ne respectă ca persoane. Ne respectă atât de mult încât, dacă noi vrem să ne batem joc de viața noastră, el zice: Ești liber să o faci. Dumnezeu nu mi abuzează voința. M-a plătit, m-a răscumpărat și apoi mă anunță. Am făcut totul ca să poți veni din coace. Vrei să vii? Vrei să fii cetățean al împărăției mele? Vrei să intri sub autoritatea mea? Vrei să trăiești după voia mea? Lucrurile acestea nu-mi sunt impuse. Lucrurile acestea îmi sunt oferite. Și eu trebuie să mă uit, să mă gândesc și să zic e mai bine acolo decât aici. Asta e ceea ce i-a spus Domnul Iisus lui Pavel te trimit la oameni să le deschizi ochii să se întoarcă din întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu. Faptele Apostolilor 26 cu 18. Să le deschizi ochii. Să vadă unde sunt și să vadă ce li se oferă. Și să-i convingi. Oameni buni, treceți. Încă o dată, trecerea nu e simplă. Și așa cum pentru Dumnezeu a fost costisitor să o facă posibilă, e costisitor și pentru noi. Că, în primul rând, eu trebuie să mor față de fostul meu stăpân. Să mor față de el, să mă îngrop față de el, să o rup cu tot ce m-a învățat el, să renunț la toate care le-am învățat de la el. Și această moarte însemnează în același timp o renaștere. Mă nasc a doua oară, mă nasc din nou. Vom analiza lucrul acesta mai pe larg imediat. Și mai mult, împărăția lui Dumnezeu e o comoară. Vinde tot ce ai ca să cumperi comoara. Iată, deci, o serie de lucruri pe care ni le spune Dumnezeu ca să putem trece dintr-o parte în cealaltă. Intrarea în împărăție lui Dumnezeu nu-i simplă. A venit la Domnul Isus noaptea de frica celorlalți ștabi. Un ștab evreu, un savant evreu, un politician, membru al Parlamentului. Doamne, am văzut ce minuni face. Numai un om venit de la Dumnezeu poate face așa ceva. Nicodim trebuie să te mai naști odată. Eu am adus aici împărăția lui Dumnezeu. Și eu îți ofer să intri în împărăția lui Dumnezeu. Dar, Nicodem, trebuie să te naști a doua oară. Păi, cum, cum se poate naște un om bătrân? Trebuie să te naști din apă și din Duh ca să intri în împărăția lui Dumnezeu. Nicodim, deci era un fruntaș a iudeilor, era un rabin, un expert în gândirea ebraică, era membru al Sinedriului, a Parlamentului Iudeu. Acum, ca să intre în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să accepte Constituția împărăției când devii cetățean al unei țări, la maturitate, lucru fundamental care ți se cere este să studiezi Constituția acelei țări. Și să o știi bine de tot. Pentru că Constituția e legea de bază a țării. Nu poți să devii cetățean a unei țări până nu studiezi Constituția și până nu vezi ce ți se oferă ca cetățean și ce obligații ai ca cetățean. Constituția împărăției lui Dumnezeu e învățătura Domnului Isus. Toată învățătura Domnului Isus constituie. Constituția împărăției lui Dumnezeu. Și e atât de radicală învățătura asta, e atât de extraordinară încât tu, practic, trebuie să schimbi complet felul de a gândi. De aceea, Domnul Isus predica Evanghelia împărăției și apoi zicea: Metanoeite. Schimbați-vă felul de a gândi. Prin urmare, ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, îți trebuie să treci printr-un proces de schimbări radicale. Și Pavel descrie lucrul acesta în Roman 6, 3 și 4, nu 40, 3 și 4. Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Apostolul Pavel ne face să vizualizăm un lucru pe care l-am trăit la botez. Nu știți că voi atunci ați fost luați și ați fost scufundați în moartea lui Hristos? Nu știți că prin botez ați fost? Îngropați împreună cu el, și după aceea ați fost înviați împreună cu el? Voi nu înțelegeți ce a simbolizat botezul? Ați trăit voi lucrurile acelea? Vom reveni la aceasta imediat. Trecerea dintr-o părăție în alta Pavel îi spune o moarte și o înviere. Iisus îi spune naștere din nou. Pentru Nicodim însemna o schimbare radicală a felului de a gândi. Pavel o exprimă în termenii morții față de păcat și a trăirii unei vieți după voia lui Dumnezeu, o viață de sfințenie accentuez aceste lucruri care probabil că mulți credincioși le aud prima dată. Nu li s-au explicat când s-au pocăit, când au fost botezați. Când am fost botezat, habar n-am avut de toate acestea. Mai târziu am înțeles și vreau să vă spun că mai târziu apoi am zis, hai să le trăiesc acum. Și a venit o soră la mine când am ținut uh, un curs pe tema asta și a spus, fratețor, dar eu un habar n-am avut de toate astea când m-au botezat. Soră, nu-i nimic, trăiește-le Acum. Trăiește-le acum pe toate astea și fă -le să fie acum o realitate în viața ta. Prin urmare, în măsură, pe măsură ce eu le explic mai pe larg, nu vreau să vă încarc cu povara, vai de mine, dar eu le-am făcut fără să știu de lucrurile astea. Trebuia să le știi. Dar pentru că nu le-ai știut, nu te necăji. Trăiește-le acum. Asculți cu băgare de seamă și pe măsură ce auzi explicația să zici, Doamne, atunci nu le-am trăit, nu ne-am știut, dar eu le vreau. Vreau să se întâmple cu mine Acum. ce se întâmpla uh, la botez. Fac o mică pauză ca să vă explic. Botezul nu l-a inventat Ioan Botezătorul. Botezul a fost inventat de rabinii care erau în diaspora, în Alexandria, în Antiochia, păgânii care vedeau religia evreilor ca o religie curată, a unui Dumnezeu nevăzut, veneau și frecventau sinagoga și erau numiți temători de Dumnezeu. Și la un moment dat, ei întrebau: Da, n-aș putea să devin membru. Păi nu. Trebuie să te naști evreu. Bun, dar nu pot avea o șansă să devin evreu? Păi cum să devii evreu dacă nu ești născut din Avram? Bun, domnule, nu se poate ca Dumnezeu să nu ne dea o șansă și nouă. Și în cele din urmă, Rabini au spus așa -i. Și au conceput botezul. Și l-au explicat în felul următor. Tu, grecule, vrei să intri în poporul lui Dumnezeu, așa -i? Da. Bun, noi pe grecul ăsta, care te cheamă Dimitrios, noi te îngropăm. Și cu Demetriu s-a sfârșit. Și când te ridicăm din apa aia, te cheamă Ițic, Ițac sau Sami Samuel. Îi schimbau numele. Și spuneau rudeniile letale, nu mai sunt rudeniile letale. Grecea, care erau surori, verișori, aia, pentru tine nu mai există, pentru că tu ești acum un evreu. Așa a început botezul. Ca o formă de trecere a păgânilor în poporul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul i-a șocat pe evrei când le-a spus când voi ați trăit în păcat, voi ați încetat să mai fiți ai lui Dumnezeu. Și dacă vreți să veniți înapoi în poporul lui Dumnezeu, trebuie să vă botezați ca orice păgân. Acesta era șocul produs de Ioan. Pentru că el a luat botezul prozeliților, cum îi zicea, și l-a aplicat la poporul evreu. Ce trebuie să facem? Veniți aici, vă mărturisiți păcatele prin care voi ați ieșit din poporul lui Dumnezeu. Primiți iertarea de păcate și apoi eu vă îngrop și intrați într-o viață nouă. Și era o zguduire în toată națiunea că Ioan le spunea sunteți păgâni ca toți păgânii din moment ce ați intrat în viața de păcat. Acum sunt și pocăiți care trăiesc în viața de păcat. Noi nu mai facem al doilea botez, pentru că Biblia ne spune că e un singur botez. Dar eu am accentuat, dacă tu, te const, tu constați că tu faci lucruri care nu-i plac lui Dumnezeu, tu ai ieșit din poporul lui Dumnezeu și tu trebuie să vii apoi în poporul lui Dumnezeu. Și să trăiești tot ceea ce trăiește unul care acum se botează. Când Domnul Isus le-a poruncit ucenicilor să practice și ei botezul, iată ce se întâmpla la botezul creștin. În secolul 1, 2, 3 se spunea așa: în primul rând, faci renunțare la Satana. Renunți public la acest stăpân. Anunți pe toată lumea că nu-l mai asculți, nu mai are niciun drept asupra ta. Și asta înseamnă. Că te lepezi de felul de viață pe care l-ai învățat de la Satana. O rupi cu toate practicile pe care le-ai învățat de la Satana. Accepti această rupere de fostul stăpân și de fosta viață? Pentru că noi trebuie să te îngropăm față de acele două lucruri. Față de stăpân și față felul de viață care l-a învățat de la el. Accept. Atunci, a fi atent, când noi te uh, 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 coborâm în apă, cel care ai fost până acum moare. Noi îl îngropăm. Cel care te ridici din apă e altul e unul care acum când se ridică din apă proclamă Iisus Hristos este Domnul. Adică Iisus Hristos e proprietarul meu. Am un nou stăpân. De azi înainte am intrat în împărăția lui, am intrat sub stăpânirea lui. Am căpătat cetățenie a împărăției lui Dumnezeu. Ceva foarte important aici. În unele culte se spune că botezul realizează aceste lucruri. Botezul însuși face lucrurile astea. De aia le poți face la un copil. îl treci tu dintr-un domeniu în celălalt, pentru că botezul face asta. Ex opere operato e formula în limba latină. Acțiunea botezului realizează ceea ce semnifică. Noi nu credem, că botezul face ceva. Botezul nu-ți face nimic. Botezul te ajută să înțelegi și să trăiești tu aceste realități pe care deja le-am explicat. Tu trebuie să faci ceva. Tu trebuie să trăiești lucrurile astea, să mori față de diavolul, să te îngrop față de diavolul, să intri sub autoritatea Domnului Isus. Botezul le ilustrează, le e, simbolizează, zicem noi. Încă o dată, ce trebuie să trăiești tu la botez? Acum le pun mai sistematic renunți la fostul stăpân, renunți la lume, mori față de fostul stăpân, mori față de lume. Accepți că cel care ai fost până acum să, să moară și să fie îngropat. Accept să schimbi stăpânul. De azi înainte Iisus este proprietarul tău și tu asculți de El. Eu aici introduc două noi concepte. Botezul e ca și o cununie. Cândva a zis, ai cerut o căsătorie, dar aștepți până la cununie. La cununie cei doi se fac una. Botezul reprezintă actul public prin care anunți de azi înainte mirele meu, stăpânul meu e Iisus Hristos. Și încă ceva, eu îl compar botezul cu o întăbulare. Întăbularea e faptul că după ce te-ai înțeles cu uh, proprietarul vechi, îi dai banii și după aceea zice, acum mergem la notar să facem actul prin care uh, proprietatea asta încetează să mai fie a ta, și proprietatea asta de azi înaintea mea. Până nu face actul de întăbulare, uh, nu e a tău, degeaba ai dat banii. Botezul simbolizează și lucrul acesta că mă întăbulez pe Hristos. Mă vând dacă vreți și de azi înainte sunt a Lui. Nu știți că voi ați fost cumpărați cu un preț și voi nu mai sunteți ai voștri? Când trăiești aceste lucruri până în străfunduri, trăiești nu numai o moarte, ci trăiești și o renaștere o naștere din nou. Băgați de seamă, nu botezul le face. Botezul nu face nimic. Tu trebuie să le trăiești sau nu le trăiești. Și vai de aceea care le facă o formă. Am auzit chiar ieri pe cineva zicând că uh, o soție de predicator undeva, soție de pastor, spunea unui tânăr, mă, de ce nu te botezi și tu? Mă, fac o bucurie la părinții tăi. Botează-te ca să le faci la părinții tăi o bucurie. Și copilul ăla a fost destul de inteligent și a spus eu nu mă botez numai ca să fac la părinți o bucurie. Dar auzi, vezi că mâine, poi, mâine trebuie să te cununi. Și nu te cunună dacă nu te botezi. Eu prefer să-i cunun decât să-l oblig să se boteze ca să-l cunun. Și am făcut lucrul ăsta. I-am cununat fără să se boteze și am spus, după aia te botezi. Că atunci dovedești că o faci pentru că o crezi. Că dacă te botezi acum ca să te pot cununa, e un act fals. Acum, un text foarte interesant despre nașterea din nou Tit 3 El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute în dreptate, ci pentru îndurarea Lui băgați seama ne-a mântuit prin nașterea din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Dintr-o dată, aici la nașterea din nou, găpătăm câteva elemente noi. Observați că îi spune spălarea nașterii din nou. Și înnoirea, care e nașterea din nou, e făcută de Duhul Sfânt. Dar Duhul ăsta Sfânt este turnat peste noi, de către Dumnezeu, prin Isus Hristos. Acum, ca să înțelegem logic lucrurile, noi trebuie să citim invers. Dumnezeu ne l-a dat pe Domnul Isus. Și Domnul Iisus a turnat Duhul Sfânt peste noi și prin Duhul Sfânt ne-a născut din nou. Și spălarea a făcut-o în sângele lui, a Domnului Iisus. Eu le-am rescris așa, le-am pus într-o ordine cronologică. Deci Dumnezeu prin Iisus Hristos, a vărsat peste noi din Belșug Duhul Sfânt. Și noi am fost mântuiți prin spălarea nașterii din nou, adică prin sângele lui Isus Hristos și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Observați că am reașezat lucrurile, le-am pus într-o ordine logică și cronologică. Să ne uităm mai departe la același text și vreau să vedeți agenții mântuirii. Domnul Isus, prin sângele vărsat la cruce, ne-a spălat de păcate. Aceasta e spălarea nașterii din nou. Când sunt spălat de toate păcatele, sunt ca un bebeluș nevinovat. Duhul Sfânt este Duhul Minții mele. Efesen 4 cu 23, găsiți expresia, și mai e și în uh, Roman 5 cu 5, în greacă, că Duhul Sfânt este Duhul minții noastre. El este cel care îmi înnoiește felul de a gândi și mă învață să ascult de Hristos și de Dumnezeu. Ne întoarcem la cuvintele Domnului Isus. Dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Versetele următoare din Ioan 3 arată că Domnul Isus se referea la Duhul Sfânt. Dacă nu se naște cineva din apă și din duh. Ne naștem din duh și din apă. Ce e Apa. Aici sunt mai multe teorii, mai multe interpretări. Eu nu stau să le analizez pe toate. Unii spun că apa la care se referă Domnul Isus aici e apa botezului. Și sunt două texte care se pare că le dă dreptate la cei care zic așa. Roman 6: Prin botezul în moartea lui și Coloseni 2 cu 12, fiind îngropați împreună cu el prin botez. Din aceste texte, oamenii aceștia zic, uite, nașterea din nou se întâmplă la botez. Eu cred că pentru mulți se întâmplă la botez. La unii se întâmplă mult înainte la alții se întâmplă mult după. Că ei n-au trăit atunci ce trebuia să trăiască. Și nu botezul produce nașterea din nou. Ea se poate întâmpla atunci când te botezi. Deci, repet, la unii nașterea din nou se întâmplă înainte, la alții se întâmplă în procesul botezului și la alții se întâmplă hă, mult mai târziu, că au făcut o formă care n-a făcut nimic pentru ei. Obiecția mea la ideea că botezul e apa, apa botezului produce naștere din nou, e că prin botez am fost scufundați în moartea lui. Nu ni se spune că prin botez am fost născuți din nou. atunci, care e alternativa? Eu vă propun o interpretare, și anume că apa e Domnul Isus. El este apa vieții și dacă ați văzut în tit textul care v l-am citit, acolo sunt doi agenți ai nașterii din nou. Domnul Isus și Duhul Sfânt. Întotdeauna nașterea din nou e produsă de Domnul Isus și de Duhul Sfânt. Adică nașterea e din apă, care e Domnul Isus, și din Duhul Sfânt. Așa interpretez eu lucrurile. Deci sunt doi agenți ai mântuirii. Eu sunt mântuit prin Domnul Isus și prin Duhul Sfânt. Agenții mântuirii sunt și agenții nașterii din nou. Eu sunt născut din nou prin Domnul Isus și prin Duhul Sfânt. Adică sunt născut din apă care e Domnul Isus și din Duhul Sfânt. Încă o dată, care e rostul botezului? Petru îi spune icoană închipuitoare. Adică el închipuie ceva. Te uiți la ce este, dar zici, oare ce închipuie asta? Dincolo de forma asta, ce văd eu? E, nu te gândești la ce face. mă las cufundat în apă ci la ce semnifică, ce închipuie. Adică eu mor față de diavolul și față de nume și mă las îngropat. Ceea ce închipuie botezul, aia trăiesc eu. Și dacă le trăiesc e bine, dacă nu am făcut o formă goală. Dacă prin botez faci o formalitate ca să te poți cununa sau să poți să-i faci bucurie lui mamica și lui tăticu, botezul tău n-are substanță. În el nu este niciun adevăr. E o formă goală. Dacă tu nu trăiești ce închipuie botezul, ce semnifică botezul, atunci nu există adevăr în botezul tău. Cred că în felul ăsta acum am putut să vă explic uh, cele două, ceea ce se vede, actele care le vede toată lumea, și ceea ce trebuie să trăiești tu înăuntru tău, ceea ce semnifică ceea ce faci prin botez. Acum vă mai dau o interpretare foarte importantă a botezului. Duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Botezându-i. Cuvântul în limba greacă, baptizo, înseamnă a scufunda. În textul acesta, noi ar trebui să traducem cuvântul, să nu lăsăm netradus. Duceți-vă și faceți suceniști din toate națiunile, scufundându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Ce -o mai fi însemnând și aceasta? Ceva extrem de important. În primul rând că în Biblie numele e, semnifică persoana. Când zici numele lui Dumnezeu, zici Dumnezeu. De exemplu, când zic mă duc la Dumnezeu în numele lui Isus, efectiv eu nu, nu mă pot duce la Dumnezeu decât trecând prin persoana Domnului Iisus, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine efectiv dacă vreau să ajung la Dumnezeu trebuie să mă fac una cu Hristos și prin El ajung la Dumnezeu a scufunda pe cineva în numele însemnează a scufunda persoana în persoana care poartă numele și atunci, ce fac eu de o vreme încoace? Încep cu descrierea Sfintei Treimi. Și nimic în lumea asta nu-mi dă mai mare plăcere decât asta, să descriu Sfânta Treime. Un tată care dă tot ce are fiului lui. Un fiu care se uită totdeauna la tatăl și face numai ce îi spune tata să facă. Un tată și un fiu care fac totul prin Duhul Sfânt. Un Duh Sfânt care totdeauna zice: Uitați-vă la tata, uitați-vă la fiul. Trei persoane care, fiecare trăiește pentru ceilalți doi. Fiecare îi înalță pe ceilalți doi. Trei persoane care trăiesc în niște relații extraordinar de frumoase. Fiecare știe aceștia doi trăiesc pentru mine. Mă pot baza pentru pe ei. Ei pe mine mă înalță. E adevărat că și eu trăiesc pentru ei și ei se pot baza pe mine. Și apoi spun: Aceste trei persoane te-au creat după chipul lor și te vor între ei. Vii să te faci una cu ei. Tata în tine și tu în Tata. Fiul în tine și tu în, în, Fiul. Duhul Sfânt în tine și tu în Duhul. Efectiv, realmente, să fuzionezi cu ei. Să te faci una cu ei. Acesta e cel mai frumos lucru din univers. Așa înseamnă să-i scufund pe oameni în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt face ucenici descriindu-le Sfânta Treime și invitându-i la unire cu Sfânta Treime și apoi la trăire în unire cu cei trei. Și când ei spun da, atunci spui acum facem și forma botezului. Dar ține cont că forma asta semnifică, închipuie că tu te faci una cu tata, cu fiul și cu Duhul Sfânt. Când eu te botez în numele lui tata și a fiului și a Duhului Sfânt, eu te cufund în ei. Eu te fac una cu ei și ei se fac una cu tine când tu te dăruiești lor în felul acesta. Încă o dată, nu actul botezului te scufundă în persoanele Trinității, ci decizia ta untrică actul tău de a te lăsa scufundat. Domnul Iisus a anunțat, împărăția lui Dumnezeu a venit până lângă voi. Pocăiți-vă și credeți vestea acestei împărății. Până acum ai gândit ca lumea și ai trăit cum te-a învățat cel rău, Acum trebuie să începi să gândești cum te învață Domnul Isus. Așa se face înnoirea minții tale, așa se înseamnă pocăința. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un om care a găsit comoara în țarină. Vinde tot ce are să o cumpere se aseamănă cu unul care găsește o perlă de mare preț, vinde tot ce are să o cumpere. Împărăția lui Dumnezeu este cea mai mare comoară pe care o poți găsi. De aceea Domnul Iisus zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Ca să o poți obține, trebuie să vinzi tot ce ai. Adică să renunți la toate comorile de la diavolul și de la lume. Vindele, scapă de ele, ca să ai comoara. Încă o dată, când te-ai pocăit, nu ți-au explicat toate acestea. Nu e vina ta. Sunt lucruri pe care ar trebui să le schimbi. Sunt lucruri de care trebuie să te lași, față de care trebuie să mori Acum. Dumnezeu a avut răbdare cu tine. Acum El îți prezintă planul Lui. Accepți tu planul Lui? Vremea neștiinței a trecut. A se sosit vremea marilor decizii și a marilor schimbări. Le poți trăi acum și aici, zicând, acum, Doamne, renunț la satana, acum mă îngrop față de el, Mă, mă, mă dăruiesc tot alții. Ia mă, renaște-mă, schimbă-mă radical. Eu accept să devin proprietatea ta și accept să trăiesc sub Constituția ta, sub legile tale. Acestea sunt lucrurile care trebuie să le faci ca să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Dar ce mare lucru! Ai căpătat cetățenia în țara lui Dumnezeu. Împreună cetățean cu sfinții și om din casa lui Dumnezeu, pentru că intrarea în împărăția lui Dumnezeu e și intrarea în familia lui Dumnezeu, în Sfânta Treime. A lui să fie slava. Amin. Singurul mesaj pe care l-a avut Domnul Isus a fost împărăția lui Dumnezeu. O nouă epocă în istoria omenirii, numită epoca împărăției lui Dumnezeu. Domnul Isus a adus aici împărăția lui Dumnezeu. Să se facă pe pământ canceruri. În actuala istorie! Nu-i șocante peste asta? Abia așteptăm să aflăm, nu? Mai departe.